bine ați venit, dragii mei, la un spectacol de mare sărbătoare. La 1 decembrie 1918, peste 100.000 de români din toate colțurile Ardealului și din Banatul Mare și-au dat întâlnire la Alba Iulia și au consfințit Unirea. Astăzi, de aici, din Casa Cântecului, de la Filarmonica de Stat Banatul din Timișoara, sărbătorim Ziua Națională a României, un spectacol dedicat Zilei Naționale a României 1 decembrie. Așa știm noi, prin cântec, să cinstim faptele înaintașilor noștri. Și nu oricum, aș vrea încă de la început să mulțumim unui tânăr ce s-a legat de vatra strămoșească cu cântecul pentru prezența aici a fraților noștri din Serbia. Este o mare onoare pentru noi să fiți aici și cred eu că va fi un spectacol memorabil. Aș vrea să le spun telespectatorilor din toate colțurile țării că astăzi avem buchet de cântec românesc, cântec ardelenesc, așa cum este și firesc de altfel, cântec moldovenesc, cântec oltenesc și, nu în ultimul rând, cântec bănățan. Vă spuneam că acest spectacol de 1 decembrie se desfășoară sub titlul Nu mă rup de cei străbuni. De ce? Pentru că astăzi, dragii mei, aici, în Casa Cântecului, de care noi, cei de la TVR Timișoara, ne-am legat destinul, se lansează un album de muzică tradițională. Vă las cu Ciprian Pop!